Bună ziua, dragilor, 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 mult iubiților și stimaților! Sper că suntem mulți astăzi aici pe Facebook. Nu uitați că suntem pe net, vizibil de peste tot. Hai să vedem cui spunem bună dimineața astăzi. Ieri am avut, și vă mulțumesc tuturor, am avut persoane din Irlanda, din Arabia, din State, din Italia, din Spania, de unde au mai fost ei, fără număr, din partea neamțului, neanașului, pentru toată lumea. Bună dimineața tuturor, bună dimineața de la Roman, ieri răcoare! Nu mai pot de frig, eu personal, dar în fine, eu sunt un friguros de felul meu. Sesizați că tehnologia e la ea acasă, da? Azi este joi, îmi permit. Am plecat de la o chestiuță mică, la una mare, dita laptopul. Mâine v-am zis să-mi aduc, uite așa aici, un monitor de la ca să mă uit și la meciuri în timpul ăsta. Bună dimineața tuturor, astăzi este joi, când cât e azi? 9? Ia auzi cum sună telefonul. Îl aud de aici. L-ați auzit și voi? Telefonul? 9 iunie, dar ce e? 9 iunie, joi. Mă, oameni buni, întrebarea zilei vine cam așa. Ieri am văzut o chestiuță care m-a lăsat... nu știu cum. Există o regulă, în regulamentul rutier, care zice că dacă sesizezi intenția pietonului de a traversa, trebuie să oprești și să-i acorzi prioritate, da? Ceea ce e de bun simț și logic, pentru că dacă nu i-ai acordat prioritate, ai risca să dai peste el ca prostul. Bun, ce n-am înțeles în schimb este, nu trebuie să îl și lași să urce pe trotuar pe partea aia. Da, aici l-am înțeles. Pentru că mergi cu mașina, eu de vreme nu mai merg cu mașina. De ce? Nu mai am gaz. Am rămas fără benzină și până când o ajunge eu să o împing până la o benzinărie, eu să merg pe jos. Da? Că am rămas în pana prostului. Deci, mergi cu mașina, îl vezi pe om că vrea să traverseze, legea te obligă să-i dai prioritate. Toate bune și frumoase. În schimb, omul îți trece prin fața mașinii, în momentul în care a depășit cu un centimetru botul mașinii în direcția elaltă, deja pleci. Nu există o lege care să te oblige să-l lași să urce pe trotuar? Că nu mi-e clar, vă rog, deci dacă aveți să mă lămuriți, lămuriți-mă. Plecasem cu o grămadă de alte idei de acasă. Zic, bă, stai să vezi ce încep astăzi, stare, la Bacău, un prost l-a bătut pe prietenul lui până la moarte cu un scaun de bar. Cu un scaun de bar, da? Și poliția, de chestia asta. Bună dimineața, Camelia, să rămână. Bună dimineața, bună dimineața. Luigi, bună dimineața și ție. Deci vă spuneam că la Bacău un nene și-a omorât în bătaie prietenul. Nu știu că încep așa mai negru ziua de astăzi, dar m-a lăsat mască formularea. Vă spuneam într-o perioadă să fie scoase din lege anumite formulări care sunt depășite și idiote prin natura lor. Bună dimineața, Denisa, Sărmâna, Mihaela, bună dimineața. Sper că v-ați băut cafea, am băut una singură. Dacă sunteți la cafea, gândiți-vă la mine când o beți. Așa, deci, nenea ăla l-a bătut pe prietenul lui într-o crâșmă din Bacău cu un scaun de bar. Neața Ionel, cu un scaun de bar. L-a bătut în continuu până a venit poliția. Vine poliția, care poliția îl roagă pe om să pună scaunul jos. Poliția, organul, puterea, da? Cel poliția, organul care trebuie să pună în aplicare legea. Îl roagă pe nenea care dădea cu un scaun de bar în prietenul lui, îl roagă să pună scaunul jos. Pe urmă vine formularea idiotă de care zic eu că ar trebui să fie scoasă din orice lege, și anume suspectul, da? A fost arestat preventiv până la stabilirea vinovăției. Măi, oameni buni, ăla a fost filmat pe camere, cu camerele de supraveghere, făcând fapta respectivă. De unde până unde arestare preventivă? Omul l-a lovit cu scaunul în cap. Cât e de greu să te uiți pe imagini și să vezi, bă, tu ești, da, well, frate, ghinion pentru tine, te-am bunghit, te vedem, ne uităm la tine cum l-omori pe ălalt. Nu mai ești suspect. Nu e, de ce? Pentru că te vedem omorându-l pe ăla. Cum poți să fii suspect? Ești vinovat. De ce? Pentru că te vedem făcând chestia asta.
mor la fazele astea. Bun. Unde sunt? Prea multă tehnologie pentru mine. Ce s-a întâmplat de-a lungul vremii? Ne uităm puțin. A fost lansat la apă George Washington. Nu președintele. Primul submarin dotat cu rachete balistice. În 1959. Bine. Ghiciți ce e. E american. Că numai ăștia, trei sferturi din banii care rulează în Statele Unite se duc spre armată, militarizare și sunt totuși țara care mențin pacea în lume și luptă pentru pace. În 2005, Muzeul Memorial de la Sighet inaugurează o nouă sală care va face cunoscută vizitatorilor poezia din închisori compuse de deținuții politici ai sistemului comunist. Nu mai da bre, se numește prima poezie. Ok, da, cam atât. Asta s-a întâmplat. Cine s-a născut? Lydia Buble, cântăreață română. Natalie Portman, ok. Matthew Bellamy, bun, ok. Cine a murit? Prințul Nicolae de România. Și atât. Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei. Măi, suntem pe data care trebuie? 9 iunie, da? Nu zic ăștia nimic din înălțare? Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei, Sfântul Mucenic Tecla, Marta și Maria, în calendar ortodox. Hai că vă le-am zis și pe astea. Dacă vă cheamă Tecla, la mulți ani. Deși, sincer, mă îndoiesc că există cineva cu numele ăsta. Bun, Bec! Aflați că, băi, dar eu stau tare prost cu asta, așa-i? Ia să vedem. Pot să mă acopăr singur? Câtă tehnologie. Bec s-a încurcat în Excel, zic ăștia de la Mediafax. Cum anume s-au rătăcit 250.000 de buletine de vot în sectorul 1 peste 10.000 de buletine de vot pentru primarul din sector ies lipsă. Are dreptate franțuzoaica să sară în sus, nu? Să sară în sus, să se supere că n-a ieșit primăriță. Aproximativ 250.000 de buletine de vot nu ies la socoteală. Știi că e culmea matematicii, apropo, glumă pe care mi-a zis-o tata când eram eu foarte mic, culmea matematicii este să mergi pe stradă și să-ți iasă socoteala. Da? Ăstora nu le-a ieșit de la Bec. Dovadă că au socoteala mică, probabil. Peste 250.000 de buletine de vot nu ies la socoteală în tabelul Biroului Electoral Central cu rezultate provizorii ale alegerilor locale de la București, realizat în programul Excel în sectorul 1, unde candidatul Clotilde Armand de la USB a contestat fără succes alegerile că nu i-au dat voie să le renumere voturile respective. După ce a pierdut în fața candidatului PSD cu câteva procente, peste 10.000 de buletine de vot pentru primarul de sector ies lipsă din calculele făcute la secțiile de votare din sectorul 1, așa cum apar ele pe site-ul Biroului Electoral Central, spun cei de la gândul. Neconcordanțele apar, păi, dar cum să iasă? Știți cum e? Buletine de vot care au rămas nefolosite în unele localități, și când spun nefolosite, la modul că nu le-a folosit nimeni, nici măcar nu au fost desigilate pachetele alea. Sunt localități în România în care prezența la vot a fost zero curat. Zero! N-a fost nici dracu să voteze. Da? În alte părți nu le ies, ci că sunt prea puține. Sau undeva s-au mutat dintr-o parte în alta. Și mă gândesc la ce glumiță făcea cineva pe Facebook, că uite, frate, vai ce glumă, că uite, frate, zic, slujbele de înviere și-au făcut datoria, adică au venit oamenii și-au votat la greu, doar că, na, neputând să ia buletinele de vot cu ei. Că culmea matematicii este să te culci cu două necunoscute și să nu rezolvi niciuna. Băi, dar știți care e faza? Am scris într-o perioadă pe Facebook și mai de mult la mine pe blog o povestioară. Acum cine mă urmărește știe despre ce e vorba, da? Săruna Nicolina. Salut, Andrei. Am scris 15 capitolașe despre tinerețele mele zbuciumate. Acum văd că sunt oameni care vor să continue cu chestia aia, dar partea de a 16 încolo e de nepublicat pe Facebook. Din motive lesne de înțeles, că intervin probleme de matematică, de genul două necunoscute, un porc, trei pitici, da? Și alea nu poți să le public, deci opriți-vă. Alea-s povești de zis la o bere. Și uite, așa am sărit de la cele 10.000 de buletine de vot pierdute numai în sectorul 1, rătăcite, din cele 250.000 care nu ies la socoteală a becului,
la niște povești din tinerețele mele, da, amoroase chiar. Mă întorc la buletinele de vot. Unde am rămas? În tabelul cu numărătoarea voturilor din București disponibil pe site-ul Biroului Electoral Central există discrepanțe mari între numărul buletinelor de vot declarate ca primite la secțiile de votare și cele numărate la secțiile de votare. Mai exact, în unele cazuri, numărul voturilor valabile exprimate de cetățeni adunat cu numărul voturilor anulate și cu buletinele de vot rămase nefolosite nu coincide sau este mai mic decât numărul de buletine. Vă spuneam ieri că românul este fantastic de inventiv și că Dumnezeu personal, dacă ar fi la fiecare secție de vot și iar arde cu focul nestins pe ăia care fraudează, n-ar face față inventivității românilor de a fura puțin? Da? S-a vorbit de ani de zile, se vorbește de liste pe care apar români care nu mai există. Sunt români care nu mai există, da? Nu mai există la modul că au plecat la cele mai bune, sunt români care au plecat la cele mai bune în alte țări, sunt români care și-au schimbat numele de familie, români ce gen, care și-au schimbat numele de familie prin cositorie, dar ei apar în continuare pe listele alea. Și e o chestiuță pe care am adus-o și vouă la cunoștință de mai multe ori, că am votat și eu de când sunt viu, nu? De câteva ori. Și știu persoane care sunt plecate din țară, nu și-au schimbat însă domiciliu, au rămas cu domiciliu tot aici. Așa că ele, persoanele respective, apar în continuare pe listele alea. Dar nu pot vota. De ce? Că sunt la mama ciorilor. Da? Și nu votează pentru locale, de exemplu. Și atunci cineva votează pentru ei. Că sunt pe liste. De ce nu? Acum, că de cine ține? Ține și de mine, ține și de voi, ține și de... Frate, când pleci din țară. Deci, la căsătorie, da? Te duci undeva și îți schimbi numele, ți se dă un certificat că ți-ai schimbat numele. Numele vechi nu mai este valabil. O mașină pe care o aduci din străinătate, ți-o radiază ea de acolo, vrei, nu vrei, și te obligă să ți-o matriculezi pe România. Da? Te obligă. O matriculezi. Cu alte cuvinte, mașina dispare de acolo și apare aici. Cu oamenii nu se poate face chestia asta, oameni buni. Așa-i? Omul pleacă din țară, n-anunță pe nimeni și se trezește că apare ca votat în România când el trăiește de 20 de ani în Spania. De ce? Pentru că nimeni nu știe că e plecat acolo. El apare ca domiciliu în continuare în România. Noi le dăm liber la fraudă, asta zic. Când atrag atenția că noi suntem la fel de vinovați, oamenii mi sar în cap. Adică ce vrei să spui, bă, că tot noi suntem vinovați? Da? Da! Noi suntem vinovați. Vai de mine, trebuie să fac chestia asta de fiecare dată. De ce? Pentru că le clădim, le dăm posibilitatea să fraudeze. În momentul în care ai plecat din țară, te-ai dus la evidența populației, domnilor, știți ceva, eu m-am gândit la România și să ceva în ea, da? Și plec din țară și mă mut în altă parte. Sau uite, am fost plecat un an, nu eram sigur dacă o să mă întorc sau o să rămân, am decis să rămân în străinătate. La următorul concediu, când vin în România, la următoarea vacanță, trec bre pe la evidența populației și le spun, nu mai am domiciliu aici, fraților. Nu mai locuiesc în România. Corect? Ca oamenii de acilea să te taie sau te duci la asociație și le spui, bre, nu mai stau aici. Tăiați-mă de acilea. Ok, nu înțeleg care e faza cu proprietatea, pentru că e foarte complicată toată povestea. Dar nu mai locuiești în România, dar ai un apartament, o casă în proprietate aici, practic ăla e domiciliul tău. Da? Cineva trebuie să gândească toate chestiile astea. Ca data viitoare, la alegerile viitoare, tu, care ești în străinătate și nu poți să votezi de acolo pentru primar, da? De exemplu, să nu mai apar pe liste. Și să apari pe liste unde? Acolo unde locuiești, unde stai efectiv, ca să poți vota acolo. Să nu apari de două ori sau să te superi că n-apare la Torino pe nu știu ce listă. Noi le dăm voie. Neața Maria... Da? Noi le dăm voie să fraudeze. Nu e vina neapărat numai a lor. Ei fraudează pentru că le-a intrat în sânge. Noi le dăm voie însă. Le permitem chestia asta prin neimplicare. Și iar o să-mi sară oamenii în cap. Bă, vezi, bă, neam, să faci tu cum faci tot la noi, arunci vina, frate. Păi, e și vina noastră. Ce era să dau? Ce fac aici? La. Nu pot să văd video, Octavian, scuză-mă. Nu am cum să văd video acum. Umilitor. Unde am rămas? Bă, ce nu-mi place când am 100... Salutare, Ciprian. Unde sunt?
Am prea multe chestii. Despre ce vorbeam mai devreme? Că le permitem, da? Nu că le permitem la modul hai frate, fă-ți treaba. Tăcând, le permitem să vorbească ei. Și când spun ei, mă gândesc la hoții și mafioții ăștia care ne conduc, indiferent că sunt roșii, portocalii, galbeni, căcănii în dungi, cu picățele, pătați cu negru sau cu argintiu, auriu sau cu pipi de găină sifilitică. Nu are importanță că pentru mine politicienii toți sunt o apă și un pământ, adică niște nesimțiți, hoți, corupți și mafioți. Asta este. Care nu lucrează pentru mine, se vede. Că de aia, dacă ar lucra pentru mine, ar scoate din lege, din finanțe, cuvântul minim pe economie. L-ar face maxim, frate. Dacă ar lucra pentru mine, n-ar exista chestia asta. Salarul minim pe economie. Se mai și comentează Ciprian Neața din când în când. Dar nu știu dacă se dezbate. Comentați voi, că eu n-am cum. Da? Deci dacă ăștia ar lucra pentru mine ca popor, n-ar exista minimul pe economie. De-aia îmi permit să spun în continuare că cei care ne conduc lucrează pentru cine? Pentru ei. Dar noi le dăm voie să facă treaba asta, da? Și se ajunge la situații din astea idiote, gen locuitorii din Baia Mare, Brașov, Craiova, Râmnicu, Vâlcea și alte localități și-au bătut joc de Constituția și legile țării, alegând primari cu probleme penale, de parcă ar fi și altfel de oameni, da? Se vede și se știe că în momentul ăsta cred că România este singura țară din lume în care 3/4 din cei care ne conduc au probleme penale sau sunt deja închiși. Ca o mirință să fie supremă, primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, va depune jurământul, ghiciți de unde? Din Pârnaie, că acolo e. De acolo a candidat, acolo a fost ales și de acolo va și conduce primăria. O să-i facă ăștia un birou un fain frumos împreună cu colegii, o să-i mute pe toți colegii de celulă undeva mai spre ușă, el va sta lângă geam, că acolo e biroul primarului, da? Și de acolo din închisoare, ca un Al Capone veritabil, omul va conduce primăria și destinele Baia Mare. De ce? Pentru că acolo e. Jurământul lui sună cam așa. Asta știți, jurământul primarului? Nu, sună cam așa. Jur să respect Constituția și legile țării. De unde? Din închisoare. El jură chestia asta fiind deja arestat pentru încălcarea legilor țării. Tot înainte vașnii șpionieri. Că e absolut superb. Da? Și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baia Mare. Așa se numește Dumnezeu, jurământul poate fi depus și fără formă religioasă în caz că nu ești extrem de credincios. Da? Deci omul ăsta va depune acest jurământ fantastic în care jură să respecte legile țării de unde? Din arest. Unde a ajuns? Pentru că nu a respectat legile țării. Și locuitorii din Baia Mare sunt extaziați. Presupun că stau undeva pe la colțuri și se masturbează de fericire că au în sfârșit primarul pe care și l-au dorit. Ăla iei-te așa după gratii. Jur să respecte legile țării și aș pune mâna pe Biblie, dar nu iese mâna prin zăbrele. George Scripcaru la Brașov arestat pentru luare de mită, Olguța Vasilescu la Craiova arestată pentru luare de mită, Cătălin Cherecheș prins în flagrant pentru luare de mită, pot pronunța jurământul acesta, că vor respecta Constituția și legile țării. Ăștia sunt doar câțiva primari în țară. Sunt o grămadă cu probleme penale. Zilele trecute vă spusesem, dacă nu mă înșel chiar Octavian îmi trimisese harta primarilor cu păpete, cu pătuțe din România. Sunt o grămadă care au probleme penale, frate. Da? Și totuși sunt unde? Funcția cea mai importantă din localitatea în care au candidat. Cine le dă voie? Sunt ei vinovați? Nu. Dacă cineva face sex cu nevastă ta, e el vinovat? Moral. Dar el a încercat. Dacă i-a mers, i-a mers. La fel și cu ăștia. Noi le dăm voie, ne așezăm în poziția potrivită și ei se așează în poziția potrivită și urmează o partidă de sex politic, administrativ, în care ghiciți cine se află la primire. Nu ei. Da, alegerile rămân democratice,
Dar eu am spus și știu că mi-am ridicat oamenii în cap, dacă ar fi după mine, aș limita dreptul la vot. Aș limita, frate, dreptul la vot. Sau să nu se mai voteze deloc. Sau să ai de ales între un om și alt om. Să-ți dea, că și acum e la fel. Ție ți se dă, se creează iluzia că votezi pe cine vrei tu, dar votezi pe cine vrei tu dintre cine au ales ei. Nu poți să spui, bă, frate, niciunul din ăștia de la primărie nu mi este pe plac. Uite, l-aș vota pe vecinul Mitică. Că e om gospodar, uite ce frumos a făcut la noi pe scară. Nu poți. Da? Pentru că vecinul Mitică nu are putere. Și doi, la mână, n-a candidat. Dar tu l-ai pune primar, că e un om gospodar. Nu. Ți se creează iluzia că votezi, dar de fapt tu votezi din ce au ales ei. Puncte de vedere. Ajung să cred că nu e o idee foarte bună să îi lași pe oameni să aleagă. Pentru că dacă am fi să spunem, hai să spunem 20 de milioane, dar nu știu cât suntem în țară în momentul ăsta, 20 de milioane de oameni vor avea 20 de milioane de păreri. Cu drept de vot, zic. Hai să admitem că am fi în România 20 de milioane de oameni cu drept de vot. 20 de milioane de oameni vor avea 20 de milioane de păreri. Jumătate poate vor fi simpatizanții și membrii de partid. Rămân 10 milioane care vor avea 10 milioane de păreri diferite. Va fi foarte greu, foarte greu să găsești un punct comun care să-i aducă la un loc pe ăștia 10 milioane. Bă, am pus 700 de proști acolo, noi am vrea 300, dar 700 că așa au vrut ei, încă o dovadă că votul vostru nu are nicio valoare. S-a votat masiv, românii au votat masiv, mi-aduc aminte, pentru reducerea numărului parlamentar. Când? Când a ieșit Băsescu, când a candidat Băsescu președinte. Și oamenii au votat nu pentru că îl iubeau pe Băsescu, dar le-a plăcut chestia asta, vom reduce numărul de parlamentari de la 700 la 300. Ce s-a întâmplat? Au rămas 700. Ați dat vot. S-a votat, românul a zis, da, votez și pentru asta, au rămas 700. Încă o dovadă că votul vostru nu are nicio valoare. Mă întorc la Cherecheș, care e în închisoare, în arest și va depune de acolo jurământul de credință prin care va susține legile românești. Autoritățile de la Baia Mare vor organiza un spectacol grotesc pentru domnia sa, consilierii locali vor fi îmbarcați în autobuze și duși la pușcărie pentru a organiza o ședință de consiliu local în care primarul ales să poată depune jurământul. Drapelul României, drapelul orașului vor fi duse după gratii pentru ca primarul să-și poată bate joc de un jurământ către România, scriu cei de la românibuni.ro. Ajung să cred că nici în presa asta centrală nu prea poți să pui bază. Și de aia prefer, și v-am mai zis și vouă parcă de mai multe ori, că prefer să citesc bloguri. Blogurile sunt bune, sunt frumoase și scrise de oameni. Oameni ca mine, ca voi, oameni normali, care văd cotidianul, văd realitatea zilnică și le expun ca să poată fi văzută de toată lumea. Și nu-ți plătiți. Ca urmare, n-au un patronaj politic. De-aia citesc eu blogurile. Să ajungi la situația în care, într-adevăr, Consiliul Local ajunge după gratii, probabil acolo le e locul, dar încă n-au fost dovediți, ca să poată depune primarul arestat, prins în flagrant, cu luare de mită, să poată depune jurământul de susținere și de respectare a legilor, da? E frumos. În România se poate. Zilele trecute, scrisesem pe Facebook o chestiuță. Asta e perioada în care mai toate discuțiile pe Facebook încep cu păcat că în România, da? Noi ne străduim de ani de zile să facem o autostradă care să lege Moldova de restul țării. Și ne rugăm de cei de la guvern să ne facă o autostradă. Ca să avem și noi o autostradă, o cănuți cu apă. Mai țineți minte că la planeta Moldova. O autostradă, să avem și noi acolo o autostradă. Alte țări deja le unesc între ele. România stagnează. Deci se fură la nivelul autostrăzilor atât de mult încât o țară întreagă stagnează, stă pe loc.
Investiții nu există, deoarece investitorii se feresc să-și rupă mașinile pe niște hârtoape pe care noi le numim șosele, pe niște gropi pe care le numim străzi, și alții care au jurat să protejeze populația, unii care au jurat să ajute economia, unii care au jurat să aibă grijă de legi și de talpa țării, ăia s-au îmbogățit, frate, peste noapte, ajung la închisoare, stau un an, 2, 3, 5, cât or sta, și ies de acolo, ghiciți cum, tot bogați. E paradoxal ca un om care e în închisoare să aibă mai multe drepturi decât un om care e liber și care muncește și care plătește taxele, impozitele și își rupe de la gură ca să le dea la copii. Nu e absurd? Suntem în țară în care se poate face așa ceva. Păcat că în România nu se face cum se face într-o perioadă. Bă, frate, intră la închisoare, dar înseamnă că trebuie să-ți confiscăm tot ce ai. Ieși de la zero, curat. Ieși din închisoare, curat, frate. Și o iei de la capăt. Un român a inventat un aparat care îți spune ce personalitate ai și pentru ce job ești cel mai potrivit. Ia, vă interesează chestia asta? Ce personalitate ai? Dacă îl înjuri pe aparatul respectiv, ai o personalitate nașpa. Deci ești potrivit să lucrezi unde? În Parlament. Tam, 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 tam. MindMe este un sistem inventat de Dumitru Grigore, inginer fizician, care după mai mulți ani de cercetare și teste a găsit o metodă rapidă de a determina profilul psihologic și inclinația unei persoane către o anumită carieră sau un anumit job. MindMe este un sistem care furnizează informații despre profilul psihologic al examinatului, de exemplu, ce fel de personalitate este, și poate da informații și la nivelul compatibilității între profilul respectiv și profilul jobului pentru care aplică. Bun, adică, în bănci, de exemplu, pentru anumite poziții se cere un profil psihologic. Bă, adevărul că dacă... Da, Mihai, cu banii confiscați, subiectul mai devreme, să se facă autostrăzi așa cum s-a făcut podul Grant în București. Podul Grant în București s-a făcut pe banii confiscați la nu știu cine dracu. Nu mai țin minte detalii. Ce confiscat averea, omul a fost acuzat de trădare de țară, l-au arestat, l-au și executat. Eu confiscat averea și s-a făcut ce? Podul Grant. Tap-tarara... Vrei să te angajezi în bancă, da? Și ești din ala! Te dau cu bucata! Nu, ci că nu e idee bună să lucrezi acolo. Atunci apelezi la aparatul ăsta, MindMe, program, sistem, ce e el, și ăla zice dacă merit sau nu. Eu mă întreb, dar taximetriștii, frate, i-aș pune să treacă prin aparatul ăsta, prin programul ăsta. Bă, ești bun de taximetrist? Nu! Sau, da! Zilele trecute, mergând la o filmare în Roman, a făcut unul toate chestiile interzise, dar bineînțeles că e taximetrist și ăștia au alte legi de circulație, rutiere. A tăiat la toate benzile, a întors pe dublă, continuă, a trecut și invers printr-un sens giratoriu. Bă, frate, zic, ăla, nu știu dacă merită să fie șofer de taxi, cu clientul lângă el, în dreapta. Ăștia ar trebui trecuți prin, ar trebui trecuți prin aparatul ăsta. Frate, ești bun de șofer? Nu, nici de om nu ești foarte bun. Du-te înapoi la grădina zoologică, frate! Ce zic? Ați trece prin așa ceva, prin chestia asta? Măi, ăștia, vreau să mă fac sudor. Sau, nu, tăietor de copaci. Ca să am un topor în mână! Am văzut filme horror care începeau așa. După aia ăla se îmbrăca cu pielea victimelor. Sunt bun de jurnalist? Eu nu, de exemplu, așa și că nu. Mie nu-mi place jurnalismul. Detest meseria asta din tot rărunchii. Nu asta. Asta îmi place, stau să vorbesc ca prostul, e perfectă. Dar să ies, știți genul ăla de jurnalist care urcă, nu știu, cu genunchii pe rănit să-l întrebe cum te simți după accident și ăla săracu, dacă te-ai dat jos, aș spune. Neața, Cristian, eu nu sunt genul ăla. Unii scot foarte, foarte mulți bani din chestia asta, eu n-aș putea. Nu știu, să te urci călare pe om și să... Ce, v-ați pierdut copiii? Cum vă simțiți? Serios? Da? Nu pot.
De asta e bine să treci prin... că-s milos, mă, de asta. Da? Am un suflet mare. Să trec prin aparatul ăsta și să-mi spun, a fi mișto într-adevăr să existe aparatul ăsta care să-ți spună pe baza unor analize de sânge, de exemplu, ce meserie ar trebui să faci. Iarăși o chestiuță care mie mi-ar conveni foarte mult. Bă, Vere, ți-am luat o picătură de sânge din deget, gunoier trebuie să te faci. Și să rămâi toată viața cu meseria aia. Ca în filmele alea, nu știu, City of Ember, de exemplu. Da? Ți alegi o meserie și rămâi cu ea toată viața. Mi-ar conveni. Da, există aparatul ăsta MindMe, puteți să-l căutați pe net, poate vreți, te rog, nu te bloca acum. Așa, ce personalitate ai și pentru ce job ești cel mai potrivit? Banchier, de ce? Ai față de hoț. Tu, da, spuneți, tu ai putea să fii parlamentar, de ce? Pentru că ai mințit din prima. Ai în sânge chestia asta. Dai, ești carismatic, minți frumos și nu te ții niciodată de cuvânt. Ce poți să fii? Parlamentar. Politician. Da? Cu asta trebuie să te ocupi toată viața. De ce? Dai bine la cravată, minți de îngheață apele, reușești să-i convingi pe oameni că de fapt spui adevărul și că ei sunt proști și la final nu te ții de cuvânt. Ce poți să fii? Politician. Tu ai față de pârnăiaș, da? Și ce o să fiu pârnăiaș? Nu, tot politician. Mai devreme sau mai târziu vei ajunge la prima ta chemare. Tu vei fi prostituată. De ce? Semen cu fosta mea nevastă. Punct. Din astea. Firea deja face cicădă cu bâta în baltă, acum depinde din ce punct de vedere privești povestea. După ce a uitat cum îl cheamă pe propriul coleg de partid, acum promite transport gratuit pe RATB, transport public gratuit în capitală, după ce 87.000 de experimente de genul ăsta în lume au dat greș. Primarul ales al capitalei, Gabriela Firea, se angajează să găsească cea mai bună soluție pentru ca transportul public în București să devină gratuit, promițând totodată că această inițiativă nu va duce la disponibilizări. Adevărul că în momentul în care iei sursa de venit a unei societăți și faci serviciile ei gratis, chiar ai mai avea nevoie de, sau nu că ai avea nevoie, ai avea posibilitatea să-i plătești pe toți oamenii care se plăteau din veniturile respective, nu? Nu va duce la disponibilizări, doar că oamenii vor deveni inutili. Ai transportul public în București, RATB-ul, care oricum e aproape falimentar, care merge prost. Da? Și atunci ce faci? Îl faci gratuit, dacă tot merge prost. Adică ce să zic că n-aveau aia înainte bani să-și vopsească autobuzele? Sau să cumpere scaune noi, da? Sau să facă tapiserii noi pe scaunele alea, sau curățenie măcar în autobuze, sau aer condiționat, sau, nu știu, monitoare de alea cu reclamă în ele. N-aveau bani înainte pentru că se câștigau puțin bani, că dă, transportul în București e scump, hai să admitem chestia asta, recunoaștem chestia asta. Transportul în București este scump. Te omoară la bani. Acum vrea să-l facă gratuit. Atunci o să mergem probabil în niște lighene cu roți. O să mergem, să mergeți, că eu nu m-aș apropia de capitala aia nici să mă bată cineva cu un fier înroșit. Da? În niște lighene cu roți, mergând pe ideea, frate, acum e gratuit, nu mai câștigăm bani din nimic. Dacă înainte câștigam din cei câțiva oameni cinstiți care își cumpărau bilete / abonament, acum nici măcar ala nu mai există. Și atunci ce să facem? La intrarea în autobuz, la urcare, o să fie cineva care să-ți dea din prima un telefon cu manele și o pungă cu sămânță contra 5 lei și o să mergi cu ăștia. Da? De ce? Că o să fie gratis. Modernizarea transportului public este o prioritate pentru mine, spune Gabriela Firea, precum și îmbunătățirea condițiilor pentru bicicliști. În București. Da? Nu-l citiți pe Ariel? Pe net? Căutați-l. El, cu problemele lui cu bicicliști, nu știu dacă mai scrie omul, Ariel Constantinov, parcă. Ea vrea să îmbunătățească condițiile pentru bicicliști în București.
Voi găsi căile economice cele mai potrivite. Băi, ideea e bună, da, ok, sună foarte bine îmbunătățiți pentru bicicliști, dar practic cum faci? Că deja ai prea multe mașini, aia parchează și un balcon la tine, bă, să te zici într-o dimineață cu mașină parcată, că nu are omul să parcheze, da? Cum îmbunătățești tu condițiile pentru bicicliști? Chiar nu înțeleg. Voi găsi căile economice cele mai potrivite pentru ca transportul public să fie gratuit într-un timp rezonabil, tocmai pentru a încuraja cât mai mulți bucureșteni să-l folosească. Foarte bine, frate, cu atât mai puține mașini pe străzi, spune Gabriela Firea prin intermediul unui comunicat remis Mediafax. Asta nu înseamnă că personalul RATB care vinde acum bilete va rămâne pe drumuri. Păi nu, că nu avem drumuri, vor rămâne pe ulițe. Vom găsi soluții pentru fiecare în parte. Eu vreau să creez locuri de muncă pentru bucureșteni, nu să cresc șomajul. Mai spune domnia sa. Tot ce am promis în campanie voi face. S-a inventat asemenea primar? Nici ăsta al nostru n-a reușit să le facă pe toate. Da? Nu că vreau să-i sar în cap. M-am uitat pe fluturaș, undeva la vreo 75-80% din ce a promis omul, într-un fel sau altul, mai bine, mai rău, există, da? Nu că nu poate fi criticat. Orice chestiuță poate fi criticată. Dar tot ce am promis în campanie voi face, nu cred. Nu cred că se poate. Mai ales în București, care e un amalgam de sectoare. Din fericire însă pentru partidul ei și ar trebui să fie benefic pentru primăria generală, toți oamenii din București, toți primarii din București sunt din același partid și măcar dacă nu ascultă nimeni pe Gabriela Firea, că e femeie blondă și din diverse alte motive, nu că vreau eu, dar e femeie, e blondă și da, poate unii au probleme în a primi ordine de la o femeie, măcar pe linie de partid vor veni deciziile, da? Adică cineva mai sus de Firea va spune pe București se va face așa. Și ea va trimite vorba mai departe și poate, mă gândesc, o să meargă cumva. Deși, sincer, mă îndoiesc. Sincer. Bucureștiul e un amalgam. E prea mulți oameni acolo. Și e dificil să rezolvi niște probleme care există de zeci de ani. Da? Cum e? Că e plin de oameni. Plin. Prea mulți oameni în Bucureștiul ăla. Toți trag acolo ca muștere la miere. Luna trecută vă spuneam că ăștia vor să modifice din nou stema României. Și vă aducem și vouă la cunoștință, pentru eventualitatea în care nu știați, că România iarăși este una dintre puținele țări din lume care și-a schimbat simbolurile naționale ca pe șosete sau chiloți. De 7 ori imnul de stat, parcă nu mai țin minte date exacte, imnul de stat s-a schimbat de-a lungul vremii de 7 ori. Da? Noi vorbim, ne place să vorbim de tradiție multiseculară românească, ok, ce, bătuta de moldovenească, ochiul vânăt al nevestei de la Vaslui, ciorba de potroace și târgul de fetele pe Muntele, Muntele Găina, că în rest, ca tradiție, simboluri naționale, le-am zăpăcit cu totul. Drapel cu gaură, drapel fără gaură, cu verdele în sus, cu verdele în jos, cu trăiască regele, hai România, trei culori, ne întoarcem la deșteaptă-te române, din nou vrem trăiască regele. Sus ai roștri, jos ai roștri. Da, hai pupat toți piața universității. Ca simboluri naționale le-am zăpăcit, de așa am făcut cu ele. E, mai nou vine anul 2016 și oamenii își dau seama că ziua de 10 mai trebuie cumva sărbătorită, că și-au adus aminte că e ziua regalității, ziua regelui și așa mai departe și bă, de ce nu punem noi o coroană pe capul acvilei? Păi da, aveam o coroană pe capul acvilei. Da, am dat-o jos. Păi și acum ce faceți? Acum trebuie să-i o punem înapoi. Măi, vă dați seama că vă jucați cu simboluri care ar trebui să rămână neschimbate veșnic. Că stema aia n-a fost bună, că părea prea bogată. România. Da? Când aveam pe vechea stemă a Republicii Socialiste, pe care, na, e adevărat, scria Republica Socialistă România, acolo erau sonde de petrol, așa erau niște munți frumoși împăduriți, care evident nu mai sunt împăduriți, sondele nici ele nu mai sunt atât de multe, erau lanuri
de grâne, lanuri de grâu, nici ani nu mai sunt. Așa, ca urmare, stema a trebuit modificată. Și am pus ce? Actuala stemă, o acvilă care are crucea în gură. Din țeavă, dacă e să ne gândim a simbolistică, lângă putere, lângă capul acvilei, a doua cea mai importantă instituție e cea a religiei, nu știu cum să-i spun, da? Înțelegeți voi? Și jos, sub coadă, chiar de o parte și de alta a găurii, e armata, bre. Sabia, simbolul, da? Acolo au pus-o. Aia nu e important aproape deloc. De ce? Că pe acolo iese a acvilei. Poate nu înțeleg eu cum funcționează simbolistica, heraldica, dar mie așa îmi dă senzația. Da, bun. Vor să aducă stemele și sigiliile existente să le înlocuiască cu cele prevăzute de lege. Mai exact, vor să pună coroana pe capul acvilei de aur din stema țării. Proiectul de lege al Camerei Deputaților, care prevede readucerea coroanei pe capul acvilei, a fost adoptată cu 262 de voturi pentru. Noile drapele, sigilii, bancnote și monede vor conține astfel modelul schimbat al stemei țării. Să mor eu, să vină copiii noștri și o să spună, bă, dar care-i țara noastră? Adică, ce, despre ce vorbim? Care-i, e aia cu acvila, mamă, dar eu n-am prins cu acvila cu coroană, eu am prins, era doar vulturul acolo. Da, da, și aia e tot a României. Păi și aia cu gaură, și aia e tot a României. Dar câte țări avem, bre? Una, măi, mamă, dar așa n-am știut noi să... Păi dar de ce roșu de pe drapelul ăla e mai roșu? Dar de ce galbenul ăla e mai verzui? Dar albastru ăla parcă nu e chiar și albastru și toate totuși sunt aceleași, da? Că românii încă n-au stabilit prin lege clar, bă, frate, culoarea roșie este asta, culoarea galben. De-aia avem, am avut probleme cu ciadul, dacă vă aduceți aminte. Ciad, frate, care și ei aveau tot roșu, galben și albastru, dar din fericire ei le aveau stabilite clar. Roșu e atât, galben e atât, albastru. Noi le schimbăm așa pentru că, de ce nu? Se poate. Așa. Mă uit. Monedele și bancnotele emise de BNR anterior, datele 31 decembrie 2018, vor continua să circule și după această dată, în paralel cu monedele și bancnotele cu stema nouă. Bine. Deci să schimbăm, pentru că trebuie o schimbare. Da, mă mai uit. Cât mai am, frate? 20, nu? Habar n-ai, nici eu nu m-am uitat. A, știți că a ars ieri în Bacău o mansardă. 10 chiar, a întârziat azi, ce s-a întâmplat? V-am mai zis eu, nu, de omul ăsta, el când intră aici mai sunt 20 de minute. Nu știu cum face, cred că ar un... îi face la ureche. Repede că neamțul mai are 20 de minute. Astăzi nu i-a funcționat, mai am doar 10. Ieri a ars o mansardă la un bloc din centrul Bacăului. Ceea ce mă face să-mi aduc aminte că într-o perioadă veniseră și la Roman niște investitori care au mers pe ideea, băi, vă renovăm noi blocurile, ții minte? Reabilităm blocurile, dacă ne dați permisiunea să construim, frate, pe bloc mansardă, apartamente, lofturi de alea mișto, penthouse-uri. Nu ții minte? Asta și m-a gândit, bă, ce mișto trebuie să fie, că ăștia îți fac blocul, că au bani. Da, nu vorbim de tataia și mamaia, vorbim de firme care aveau bani gără, da? Și ei vor face o mansardă pe bloc. Ce se poate întâmpla la urmă? Că blocurile astea sunt rezistente, da? Sunt făcute muncitorești, socialist, cu ciocanul și cu barosul. Și acum, urmărind articolul ăsta cu mansarda din Bacău, care a ars cu succes, îmi dau seama că, bă, bună idee că nu le-am dat voie. Ci că locatarii au fost evacuați, da? Și după aia li s-a permis să se întoarcă în apartamentele lor. Eu acum mă uit la incendiu ăsta și văd că-i dita incendiu. Ca urmare, pompierii cu siguranță nu l-au stins făcând ce au aruncat mii de litri de spumă și de apă. Astea, prin natura lor, nu merg în sus. Merg în jos. Unde a fost incendiu? La mansardă. La ultimul. Ha? La 8? La ultimul, la mansardă, sus de tot. Ideea este că toți cei de sub, cu siguranță sunt inundați. Este?
Frate, că și pompierii au stins focul ăla cu ceva, n-au bătut cu pătura în el, au dat cu lichide. Nu? Are logică. Deci, ca urmare, cel de la 7 soto inundat, cel de la 6 inundat, cel de la 5 cel de... La partier să stai, frate, în momentele astea. Poate scapi. Nu mai eu pot să râd pe chestia asta. În urmă, incendiile, apartamentele din bloc nu au fost afectate, arzând doar mansarda. La fața locului s-au deplasat 10 echipaje de pompieri pentru a stinge focul. Așa. L-au stins. Și noaptea. Bă, de ce se întâmplă chestia asta numai noaptea? Adică, serios, incendiu la ora 21:30 de minute. Evident, incendiu... Bă, mi se blochează asta. Incendiu nu are ceas. El nu ține cont de ceas. Dar cum, dracu, parcă numai noaptea se întâmplă? Ziua nu, bă, știi, am plecat la muncă. Am plecat la muncă, nu am dat sar de casă, dar nu-i nimeni înăuntru, adică măcar ești liniștit. Ce boli poți lua de la piscină? Acum depinde ce faci la piscină. Poți să iei inclusiv hivilis. Da? Poți să iei orice, depinde ce faci la piscină. A, dacă te duci să nuți, da, poți să iei niște boli de piele. În cel mai rău caz, în funcție de administrarea piscinei. Dacă te duci la piscină să faci alte chestii, poți să iei inclusiv o bolă foarte gravă, care se întinde pe o durată lungă de timp, durează în medie 9 luni. Nu, de obicei, 9 luni, se întâmplă câteodată să dureze mai puțin și să iasă prematur. Se manifestă prin îngrășare. Sunt încă bărbați, tu îți dai seama. Auzisem chiar zilele trecute o discuție pe Facebook, discuție, eu schimb de comentarii, cu o tipă care spunea, băi, cum să... Nu mai pot să-i ascund de bărbatul meu că sunt sărcinată, frate, sunt în luna a 5-a, adică e vizibilă chestia și el încă crede că mă îngraș. Bă, bărbați, îți proști ca noaptea, mă! Sunt ăla. Dar corect că nu e al lui. El săracul încearcă să-și impună că mai degrabă te îngrași, fată, decât să... Da? Bolile de piele sunt destul de întâlnite în sezonul cald, ca urmare a frecventării piscinelor, vară, soare, distracție, piscină, aglomerația din spațiile de agrement, lipsa igienizării uneori și poți să iei o boală care se numește, îți mai zic, cum se cheamă, moluscum contagiosum, moluscum luatum est, bățus căcatus, aia e. Și mai era cu așa, dar nu pot să vă zic. Porcus. Neamțus, porcus. 6 greșeli pe care le fac imediat că vreau să... A, băi, că ajung, băi, unde trebuie, mă. Nu, 6 greșeli pe care le fac femeile din dorința de a fi mai atrăgătoare pentru bărbați nu mă interesează. În schimb, aflați că am aflat de ce joacă România prost. Fotbal. Pentru că Morsa Watson, da, de la grădina zoologică din Amneville, a spus că România va pierde, nu că joacă aia prost. Morsa a zis chestia asta. Știi că era într-o perioadă caracatiță la mondial care pronostica victoriile. Da? Aia a murit, cică. Sau a mâncat-o aia în sfârșit. Da? Acum este o morsă. Morsa Watson a nimerit până acum toate pronosticurile la campionatul mondial din 2014 de fotbal și a intrat în rol și pentru 2016 euro. Animalul grădinii zoologice din Amneville a prezis o victorie a Franței în meciul cu România. Băi, a zis și cine marchează? Și scorul, adică ar fi, hai, căci că au fost 3 găleți și într-o găleată era victoria Franței, într-o găleată victoria României și în a treia găleată ar fi fost egal, da? Și a ales victoria Franței. Asta nu e greu, asta puteam să aleg și eu fără să fiu morsă. Dar întrebarea este, era mișto să spună, cine marchează, bre? Cine dă gol? Și care-i scorul? La final, da? Și să spună, hai Franța, ale, France! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Nu știu la ce oră mai intri în direct. La ce oră mai intru în direct pe Facebook? Mâine dimineața de acum, nu? A, mâine nu, că-s cu retrospectiva. Și pe aia tot? Mâine dimineață, bre! Ne vedem din nou. Până atunci însă, ca de fiecare dată, nu uitați că ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe YouTube, ne găsiți pe Twitter, ne găsiți peste tot pe logo-ul galben. Toate bune, la revedere!